Notele unui optimist creștin este titlul cărții lui Iurie Roșca, lansată în mai anul acesta și prezentată recent publicului din Soroca. Publicația reprezintă o selecție din 9 articole scrise în ultimii 2 ani și jumătate, axate pe evenimentele curente. Lansarea cărții la Soroca a avut loc în incinta Bibliotecii Publice Mihail Sadoveanu. În satul Selemet, raionul Cimișlia, fiecare copil va avea arborele său. O alee a nou-născuților a fost plantată aici la început de noiembrie. 8 tei vor crește odată cu cei 8 copilași născuți în localitate în anul 2012. Fântâna Ardelenilor din Rezina se află în grija elevilor. Aceasta este amplasată în preajma șoselei naționale Orhei Râbnița-Camenca, la intrarea în oraș din partea de vest. Construcția nu este doar o sursă importantă de apă. Fântâna este de o reală valoare estetică, având și o legendă interesantă. Jafurile, tâlhăriile și răpirile unităților de transport sunt doar câteva dintre genurile de infracțiuni cu care se confruntă colaboratorii Comisariatului de Poliție Ungheni. Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie curent s-a înregistrat o creștere a numărului de infracțiuni. Acestea, dar și alte date, se regăsesc într-un raport al Comisariatului Raional de Poliție Ungheni. Potrivit raportului prezentat pe parcursul celor 10 luni ale anului curent, au fost înregistrate 588 de infracțiuni, comparativ cu 580 înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Conform datelor prezentate de la începutul anului, s-au înregistrat mai multe tâlhării și furturi. Avem creșteri la alte genuri de infracțiuni și anume. Avem la violuri 8 față de 6, furturi 201 față de 165 și răpire unităților de transport 14 față de 8. Potrivit lui Covalciuc, pe parcursul acestei perioade s-a înregistrat și o scădere a nivelului criminalității la anumite genuri de infracțiuni. Avem o diminuare și anume la omoruri 3 față de 5, la jafuri 19 față de 23, la leziuni corporale grave 5 față de 7, la leziuni corporale medii 31 față de 40, la huliganii 43 față de 52 și totodată avem diminuare la cazuri de violență în familie. Silvian Covalciuc a menționat că aceste cifre satisfăcătoare se datorează anumitor acțiuni întreprinse de către colaboratorii Comisariatului Raional de Poliție. Colaboratorii Comisariatului de Poliție Ungheni activează la moment 24 din 24 de ore. Sunt formate grupe mobile care patrulează atât oraș cât și raionul Ungheni. Datorită acestui fapt, deci multe cazuri pot fi prevenite. Potrivit aceluiași raport, se atestă o creștere de aproape 100% a numărului de conducători auto care au fost prinși în stare de ebrietate la volan. Dacă în decurs de 10 luni ale anului 2011 au fost depistați 38 de șoferi sub influența alcoolului, în perioada similară a anului curent, 68 de conducători auto sunt cercetați penal. Sunt întreprinse măsuri ce țin de depistarea conducătorilor auto în stare de ebrietate, să mărești numărul de înregistrări. Și anume la compartiment atunci când persoana este stopată, verificată și în urma verificării, deci se stabilește că adică persoana a consumat careva alcool, însă refuză de a se deplasa pentru a fi preluate probe biologice. Și iată, în legătură cu faptul acesta, pe multe cazuri de refuz, se pornește urmărire penală. Pe parcursul anului 2012 s-au mai înregistrat 2 cazuri de proxenetism și un caz de migrație ilegală. Îmbucurător este faptul că niciun copil nu a fost traficat. Politicianul Iurie Roșca și-a lansat la Soroca o nouă culegere. Cartea intitulată Notele unui optimist creștin este scrisă în 2 limbi, română și rusă. Aceasta conține o serie de articole de atitudine politică scrise de autor în ultima perioadă. Este o culegere de texte pe care le-am selectat după un principiu mai special, care ține mai mult de aspectele spirituale, culturale, etnice, geopolitice. Este un efort de a înțelege mai bine ce s-a întâmplat în Republica Moldova, cu noi toți în ultimii 20 de ani. La lansarea de carte au fost prezenți profesori, elevi, dar și conducerea orașului. Ce cu iubire față de Hristos și cu dragoste față de țară. Cred că aici, în propoziția asta scurtă,
тот характер, что тот эссенция умовой корейской в этой деревне, что спонку куртуальте мраца к дрес к корейской. Culegerea cuprinde 9 articole, printre ele un Vysotsky al meu sau despre bucuria de a respira cu ambii plămâni, unde ne integrăm și cu ce preț sau despre discernământul celor care nu au propriul sistem de referință. Notele unui conservator moldovean, Nikita Mihalkov și idee națională sau cum să construim viitorul nostru. Am citit o pagină acolo despre atitudinea față de Vladimir Vysotsky, despre impresiile și cântecele lăsate în sufletul lui Yuri Roșca. Mi-a lăsat o impresie, domnul spune că, iată, natura mi-a dat doi plămâni. Cu unul respir cultura română, cu altul respir cultura rusă. Mă bucur pentru că am făcut cunoștință cu Yuri Roșca. La prima vedere, cartea mi este interesantă și am să o citesc. Notele unui optimist creștin este cea de-a treia culegere de publicistică a jurnalistului și politicianului Yurie Roșca. În satul Selemet, raionul Cimișlia, administrația locală a hotărât ca în fiecare an, la început de noiembrie, să planteze câte un arbore în localitate pentru fiecare nou născut. Astfel, prima alee a celor născuți în 2012 a fost creată din 8 tei, chiar pe teritoriul grădiniței. Familia Ochișor din Selemet a venit la plantare în toată componența, înarmați cu instrumentele necesare. Doi copii, soție și bărbat, mă rog, soția o cheamă Ludmila, fata Anișoara de anul ăsta și băietul Maxim. Maxim. Ficiorul Maxim. Am sădit cu tata un copac de ței. Acest copac este răsădit în numele lui Anișoara și cred că o să avem grijă tot de el. O să venim, o să ludăm și să crească mare și fata noastră la fel. Tinerele mame sunt încântate de această idee și sunt recunoscătoare primarului. Mulțumim doamnei primăriță că a organizat acest eveniment. O să fie tot parcursul vieții și o să ne bucurăm că avem copacul lui Marc. În satul Selemet sunt condiții bune pentru noi născuți și vreau să mulțumesc lucrătorilor primari că au organizat această sărbătoare. Sper să fie o bucurie pentru toți noi născuți și părinți. Totodată se preconizează și renovarea grădiniței din localitate. Primarul speră că aceste acțiuni vor încuraja tinerele familii să rămână în sat. Este un început și sperăm că va fi o prelungire în continuare. Salut toți părinții și le mulțumesc foarte mult pentru că ei sunt alături, pentru că nu sunt egoiști și au născut copii și sperăm să nu fie numai unul, cel puțin patru. Tendința demografică a nou-născuților în satul Selemet este negativă. Dacă în anii 1990 în sat se nășteau câte 100 de copii pe an, în ultimii 2-3 ani au fost înregistrați câte 20-25 de nou-născuți anual. Tinerii din Rezina se implică tot mai mult în promovarea și protejarea monumentelor istorice din raion. Elevii clasei a 9-a de la Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din oraș, împreună cu dirigintele, au amenajat o fântână cu un trecut istoric deosebit. Noi am vorbit în clasă teoretic, am expus istoria acestei fântâni. Apoi am organizat o excursie, am vizitat toate monumentele istorice din oraș și Mănăstirea Țâpova, Mănăstirea Saharna și această fântână. Și însuși ei, în cadrul excursiei, când au observat ce dezastru este aici, de la dânsi, parcă a apărut această idee, această inițiativă, că ar fi bine să facem ordine, să fie totuși fântână, asemenea fântână, sursa de apă, să fie îngrijită și așa mai departe. De aceea, noi am hotărât acum toamna, vreau că această acțiune o facem și la primăvară. Elevii spun că organizarea acestor acțiuni de amenajare și renovare a monumentelor le va permite
și altor generații să cunoască istoria orașului. Noi, elevii clasa 9B, Alexandru, al cel teoretic Alexandru cel Bun, împreună cu dirigintele Nicolae Proca, am hotărât pentru a amenaja fântâna Ardeleni, deoarece este un adevărat monument istoric al orașului Rezina, fondat în 1941. Aceasta este o acțiune comunitară în cadrul orei practice la educație civică și noi, colectivul clasa 9B, am hotărât ca să prelungim tradiția foștilor elevi și să amenajăm fântâna Ardelenilor, căci este un loc, nu numai o sursă de apă potabilă, ci și un monument istoric unic în orașul nostru. Eu cred că aceasta este o acțiune foarte favorabilă pentru ca oamenii să poată să vină aici și vă frumos. Domnul Nicolae Proca, dirigintele, ne-a povestit mult despre acest moment istoric și am hotărât să venim să o amenajăm. Fântâna aceasta a fost fondată pe timp de război și este foarte trist că atunci când toate finanțele erau pentru război, s-a găsit bani ca să fondeze această fântână, dar acum când pe timp de pace, autoritățile locale au uitat de acest monument istoric. Potrivit istoricului Nicolae Proca, unele monumente își pot pierde valoarea și aspectul, deoarece multor cetățeni nu le pasă de istoria neamului. În anul greu, 1941, în timpul când era război și așa mai departe, deci atunci rezinenii, la inițiativa pretorului Plasie Rezina din regiunea Ardeal, vreau că au făcut totul pentru a amenaja această sursă de apă construită încă de starostele Rezinii Nichita Turtă la sfârșitul secolului XIX. Și piatra de granit adusă din România. Deci ei au găsit timp pentru a face un lucru bun pentru comunitate atunci. Cu părere de rău, astăzi nu prea vreau zic că se observă lucrurile acestea din partea băștinașilor, cu atât mai mult că această fântână, vreau zic, merită atenție și din partea administrației publice locale și din partea oamenilor. E regretabil faptul că anume iată aici, lângă acest monument istoric, această sursă de apă, se adună, adică gospodarea din regiunea Vest, vă zic, adună animalele aici dimineața. Nu, într-un cuvânt, elevii fac totul pentru cei ca aici locul acesta să fie amenajat, dar pe urmă maturii, cu părere de rău, lucrul acesta nu-l prețuiesc. La inițiativa profesorului Nicolae Proca, în fiecare an elevii liceului teoretic Alexandru cel Bun merg în teritoriu pentru a amenaja și renova monumentele lăsate de strămoși. Notele unui optimist creștin este titlul cărții lui Iurie Roșca, lansată în mai anul acesta și prezentată recent publicului din Soroca. Publicația reprezintă o selecție din 9 articole scrise în ultimii 2 ani și jumătate, axate pe evenimentele curente. Lansarea cărții la Soroca a avut loc în incinta Bibliotecii Publice Mihail Sadoveanu. În satul Selemet, raionul Cimișlia, fiecare copil va avea arborele său. O alee a nou-născuților a fost plantată aici la început de noiembrie. 8 tei vor crește odată cu cei 8 copilași născuți în localitate în anul 2012. Fântâna Ardelenilor din Rezina se află în grija elevilor. Aceasta este amplasată în preajma șoselei naționale Orhei Râbnița-Camenca, la intrarea în oraș din partea de vest. Construcția nu este doar o sursă importantă de apă. Fântâna este de o reală valoare estetică, având și o legendă interesantă.